Lăudați să fie Domnul! Iubiți frați, stimate surori, dragi copii, tineri, stimați oaspeții casei Domnului, ne bucurăm pentru că în după masa aceasta suntem din nou împreună. Slăvim pe Domnul pentru clipele de rugăciune pe care le-am avut, pentru cântările de laudă, pentru versurile care au fost aduse înaintea noastră prin psalmii care au fost rostiți în locul acesta și pentru toată lucrarea și slujba frumoasă, îl slăvim pe Dumnezeu. Vrem acum să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu și am pe inimă să citesc un singur verset din psalmul 4, rămâneți așa așezați, este vorba despre versetul 3, pagina Scripturii 555, unde omului Dumnezeu face această afirmație. Să știți că Domnul și-a ales un om pe care îl iubește, Domnul aude când strig către el. Amin. M-am gândit, stând aici pe bancă, ce cuvânt să împărtășesc pentru această seară de părtășie și am fost atent la cântare în mod special. Am văzut că marea majoritate a cântărilor au avut ca și subiect revenirea iminentă a Domnului Iisus. Pentru că tot ce se întâmplă în lumea asta, pe întreg mapamondul, parcă are un mesaj extrem de clar. Maranata, Domnul nostru, vine. Și noi, biserica lui, mireasa lui, spunem, vino Doamne Iisuse. Și cine aude să zică, vino Doamne Iisuse. Despre asta vreau să predic. Și am citit versetul acesta, pentru că văd aici convingerea acestui om, încrederea pe care o are David când face această afirmație, se ridică și spune celor din jurul lui, și în mod special vrăjmașilor lui, vine și spune în felul următor, să știți că Domnul și-a ales un om pe care îl iubește. Suntem binecuvântați pentru că suntem iubiți de Domnul. Slăvit să fie Dumnezeu! Ei, dragilor, vestea bună este că Dumnezeu iubește pe toți oamenii. Slavă Lui! Dumnezeu nu-i părtinitor. Se spune, iubesc pe cei numai din Bucovina, nu? Domnul iubește și pe cei din Banat, de la Gătaia, Domnul iubește și pe cei din Africa, Domnul iubește și pe cei din Asia și din America de Sud, pentru că El ne-a creat pe toți, după chipul și asemănarea Lui. Noi suntem din neam de Dumnezeu, cum predica Pavel în Areopagul din Atena. Tocmai de aceea Dumnezeu, când dă ploaie, dă peste toți. Și peste bun și peste răi. Pentru că Dumnezeu îi iubește pe toți. Ei, dar nu pe toți îi va duce în cer. Deși Dumnezeu iubește pe toți în lumea asta, pe pământ, Dumnezeu nu îi va duce în cer pe toți. Nu că nu vrea Dumnezeu. Pentru că oamenii aleg asta. Că până la urma urmei, viața omului pe acest pământ este o sumă de alegeri. Unii aleg bine și alții aleg rău. Tocmai de aceea Scriptura ne îndeamnă și ne spune să alegem binele, să alegem viața ca să trăim. Cine are pe Fiul lui Dumnezeu are viața. Lăudat să fie Domnul. Și Domnul mi-a pus pe inimă să vorbesc în această ultimă întâlnire a noastră despre 6 categorii de oameni pe care Domnul îi iubește și îi va duce în cer. Suntem în 6 octombrie, nu? S-a potrivit așa? Dumnezeu a creat toate lucrurile în 6 zile, a 7-a s-a odihnit. Sunt mai multe categorii, dar eu vreau ca să rămân la 6 categorii de oameni pe care Domnul îi iubește și la final îi duce în cer. Haideți să le luăm așa pe rând, să putem să ne încadrăm în timp, și apoi să vedem la final noi cum stăm. Și dacă nu stăm bine, avem o singură variantă, să ne pocăim, să venim înaintea Domnului, să
ne cerem iertare și acolo unde suntem deficitari, acolo unde suntem vulnerabili, să ne ajute Domnul să ne îndreptăm viața, ca atunci când va veni El pe norii cerului, să ne ia și pe noi, să ne ducă în slava Lui eternă. Amin. Prima categorie de oameni pe care o găsim în Biblie, care îi place Domnului, Domnul iubește și îi va răpi, îi va duce în cer, sunt oameni care umblă cu Dumnezeu perseverent, constant. Am găsit în prima carte a Bibliei, în cartea Genesa, în capitolul 5, ni se vorbește aici despre un om cu numele de Enoch. Vreau să citesc de la versetul 21. Deci, Genesa, capitolul 5, versetul 21. La vârsta de 65 de ani, avea Enoch atunci, a născut pe Metusala. Adică a primit o binecuvântare de la Domnul, un băiat, un fiu, căruia i-a pus numele Metusala, cel mai longeviv om care a trăit pe fața Pământului, aproape un mileniu, 969 de ani, mult a trăit, aproape 1000 de ani. După nașterea lui Metusala, ascultați, Enoch a umblat cu Dumnezeu, cât a umblat? 300 de ani și a născut fii și fiice. Toate zilele lui Enoch au fost 365 de ani. Enoch a umblat cu Dumnezeu, apoi nu s-a mai văzut, pentru că, spune aici cuvântul, ce s-a întâmplat? Unde l-a luat? În cer. Dar de ce l-a luat Dumnezeu pe Enoch? I-a plăcut lui Dumnezeu, spune fratele din stânga mea, dar ce i-a plăcut lui Dumnezeu? I-a plăcut perseverența lui în umblarea cu Dumnezeu, constanța lui. A umblat cu Domnul 300 de ani, atenție, în fiecare zi, fără pauză. Că sunt unii care fac pauză. Vin, se botează, umblă un an de zile, umblă doi, după aia vreo 5 se duc în lume. Fac ce fac pe acolo. Păi iar vin înapoi. O chemare, o ridicare, iar mai umblu o vreme, iar să duc așa un fel de joacă cu Dumnezeu. Dragilor, Dumnezeu vrea din partea noastră seriozitate. Amin? Constanță, perseverență. Dacă, de exemplu, te duci la o firmă, nu? Ești angajat undeva. Și te duci la lucru când ai chef. Duci o săptămână, o lună, două, un an. Dar după aia, într-o zi nu te mai duci. E luni, e greu, e zi grea lunea, nu după duminică, după un weekend prelungit, nu duci la lucruri. Nu duci luni, marți. După aia te mai duci, miercuri, joi, vineri. După aia, iară săptămâna viitoare, mai două zile. Ce se întâmplă? Îi place patronului de tine? Spune, băi, las că e bine așa, vină și tu când poți. Ați văzut vreun proprietar, vreun patron în vremea asta să facă așa ceva? Vorbeam cu fratele Dinu, cu fratele Dani, cu frații Cure aici de pâine și spuneau că se lucrează la noapte aici. Dacă ar fi ăștia brutari să nu vin la noapte, nu mai mâncați pâine mâine dimineață. Sperăm să vină, să iau și eu câteva să duc acasă. Adică nu-ți poți ca să-ți permiți, pentru că oamenii așteaptă pâine, trebuie să vii la muncă, trebuie să fii acolo. Dumnezeu apreciază și așteaptă din partea noastră seriozitate, constanță, perseverență. Doamne ajută-ne așa să fim. Pocăiți și de luni, și de marți, și de miercuri, și de joi, și vineri, și sâmbătă. Duminică suntem pocăistăți. Nu chiar. Cum spunea un frate, zice, băi, eu n-am probleme duminică. Eu la adunare, zice, așa, spocăită, sfânt la adunare. Dacă ar fi numai duminică, ar fi fain, ar fi așa bine, că nu prea poți păcătui. Duci la adunare dimineață, la amiază, la masă, mai vine cineva, iar după amiază, o trecut duminica, problemele încep de luni. Când ești pe șantier, când ești într-o parte, când mergi în trafic, când mergi acolo, când mergi dincolo, când faci aia, ori Dumnezeu ne cheamă ca să fim
lângă El și cu El, să-L urmăm pe El, să umblăm cu Dumnezeu în fiecare zi. Pentru că ascultați-mă aici, Dumnezeu în fiecare zi nu uită de noi, în fiecare dimineață își înnoiește bunătățile și îndurările. Lăudați să fie Domnul! Ce-ar fi Domnul să spună azi dimineață s-a ocupat? Te duci de la Suceava, la Timișoara, n-am timp ca să fiu cu tine. Însă Dumnezeu este cu noi și ne păzește. Lăudați să fie Domnul! Își face timp pentru noi. Păi dacă Dumnezeu își face timp pentru noi și noi trebuie să fim la dispoziția Lui și să-L slujim pe Dumnezeu, să umblăm cu Dumnezeu, dacă vreți, să umblăm cu El în fiecare zi. Să fim copii ai Domnului, creștini, pocăiți de fiecare zi. Asta îmi doresc pentru mine și pentru dumneavoastră. Probabil că într-o bună zi Domnul o fi întrebat pe Enoch, că Dumnezeu vorbește cu sfinții. Așa cum a vorbit cu o mulțime de oameni în Vechiul Testament și nu numai, o fi spus Enoch, iată că 300 de ani de când umbli cu mine în mod perseverent în fiecare zi, nu ți-ai luat pauză, nu ți-ai luat concediu, n-ai niciun regret, așa, nu-ți pare rău? O fi spus Enoch, Doamne, dacă am un regret, regret că cei 65 de ani n-am umblat cu tine. Am fost în lume, am fost departe de tine. Dacă aș putea să dau timpul înapoi, aș umbla cu tine din pruncie, din copilărie, pentru că viața cu tine e frumoasă. Aleluia! Slăvit să fie Domnul! Și-a spunea fratele care i-a dat îndemn aici. O zis predică care am avut-o eu sâmbătă seara, era bine dacă o asculta în urmă cu 50 de ani. Pentru că are numai 3 ani de când a început ca să umbli cu Domnul. Mă gândesc că și dumnealui, dacă ar putea să dea timpul înapoi, ar umbla cu Domnul de mai mult timp, de 50 de ani în urmă. Dar nu se mai poate face nimic, o trecut. Însă dacă Dumnezeu în bunătatea Lui ne cheamă la El, la 60 de ani, la 70 de ani, câte zile ne mai dă pe acest pământ, să umblăm cu El cu perseverență, să fim constanți, să fim serioși, Doamne ajută-ne! Doamne, vreau să umblă cu Tine, nu mă mai satur de Tine! Că viața cu Tine e frumoasă, e binecuvântată, nu există fericire fără de Dumnezeu, lumea asta e plin de amar! Păi dacă e așa, Enoch, te iau cu mine, ca să fii cu mine nu 300 de ani, că și ăștia trec, și 300 de ani trec, și 1000 de ani trece. Te iau cu mine ca să fii în cer o veșnicie întreagă. Aleluia! Veșnicie e veșnicie. Așa că, dragilor, haideți să umblăm cu Domnul în fiecare zi. În fiecare zi. Să umblăm și la școală, și la muncă, și pe șantier, peste tot și în trafic, Domnul să ne ajute să umblăm cu El până la capăt, până la sfârșit, că oamenii ăștia îi plac Domnului, iubește Dumnezeu. Și la final, Domnul îi va duce acasă în paradis. Să ne ajute Domnul. Doi, a doua categorie, pe care am găsit-o în Scriptură. Ne grăbim pentru că avem mai multe de prezentat. A doua categorie pe care am găsit-o în Scriptură, de oameni pe care iubește Domnul și îi va duce în cer, sunt oameni care au credința cerului în inimă, nu doar pe buze. Repet din nou. Oamenii care au credința cerului în inimă și nu doar pe buze. Și exemplu pe care îl avem în Scriptură, cel mai puternic, așa, este Avram. Pentru că Avram, într-adevăr, așa a trăit. El este tatăl credincioșilor. Dumnezeu a apreciat credința lui Avram. Îl găsim în capitolul credinței, în epistola către evrei, capitolul 11, versetul 8. Ascultați, prin credință, Avraam, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia ca moștenire, ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. Cam asta e credința. Adică Dumnezeu îi face chemarea lui Avraam,
Și spune Avrame, ieși din țara ta, de aici, de unde te-ai născut și ai copilărit și ai crescut până acum, din Ur, din Mesopotamia, pentru că am un plan cu tine, te voi duce într-o țară binecuvântată. Interesant e că Dumnezeu nu-i arată fotografii lui Avram să spună, vezi, cam așa-i ținutul, cam așa-i țara. Știți că la evrei, chiar vorbeam aseară cu frații, o adus de acolo iscoadele pe care le-a trimis Iosua, ce o adus? Dovezi, probe, o adus un strugure pe o prăjină ca să vadă ce-i acolo. Lui Avram nu-i arată Domnul nimic. Îi spune, ieși de aici, părăsește tot. Asta e credința. Asta e credința, nu? E definiția credinței. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se... Că ce se vede nu-i credință. Nu trebuie să mai crezi. N-a văzut țara, dar l-a crezut pe Dumnezeu, pe cuvânt. Slăvit să fie Domnul. Prin credință a venit și s-a așezat el în țara făgăduinței ca într-o țară care nu era a lui și a locuit în corturi, spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Ei, mai departe, ce s-a întâmplat? La un moment dat, credința adevărată, credința care părăsește totul pentru totul, pentru Domnul, părăsește totul, da? Credința adevărată este credința care jertfește totul pentru Domnul. Primește un copil la bătrânețe pe Isaac. Și Domnul, după ce îi face făgăduințe, promisiuni mari, cum va fi sămânța lui, ca stelele de pe cer, la un moment dat îi spune Avrame, ia-l pe singurul tău fiu, pe Isaac, pe care îl iubești mult, și du-te în țara Moria și pe un munte pe care am să ți-l arat eu acolo, îl aduci jertfă. Ardere de tot. Mai imaginați-vă ce era în mintea lui Avram. Adică, cum să înțeleg? Cum să te pricep, Doamne? Îmi dai un copil când nu pot să-l am? Îmi faci promisiuni, făgăduințe? Tu ești un Dumnezeu care împlinești făgăduințele și acum, dintr-o dată, îmi ceri lucrul ăsta. Asta înseamnă credință, să-L crezi pe Dumnezeu pe cuvânt. Și când nu vezi ce e ce ți-ai dori, să te bazezi pe Domnul, pentru că Dumnezeu, în măreția și puterea Lui, El are soluții și face minuni, lăuda să fie Domnul. Amin. Și merge acolo, slujnicile rămân jos și zice lui Isaac, numai noi urcăm pe munte să aducem o jertfă Domnului. Și copilul, Isaac spune, tată, e o problemă. Lemnile-s la mine, focul de aprins e la tine, dar ne lipsește elementul principal. Unde este mielul de jertfă? Avram știa cine. Și atât o zis. Fiule, Domnul va purta? Cum va purta? Prin credință. Eu cred că Domnul va purta de grijă. La întrebarea asta a răspuns Ioan Botezătorul. Vă amintiți la Iordan? Întrebarea pe care o pune Isaac. Unde e mielul? Întinde mâna Ioan și spune, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Pentru că mielul de jertfă care s-a jertfit pentru mine, pentru tine și pentru lumea întreagă, este Iisus Hristos. Lăudat să fie numele Lui. Ajung acolo, face altarul și interesant e că Dumnezeu îl lasă pe Avram să vadă până unde merge în credință. Știți până unde merge Avram? Până la capăt. Nu numai face altarul, pune copilul și după aceea așteaptă, poate Domnul intervine. Ia cuțitul și e pregătit ca să îl junghe. Și abia atunci intervine Dumnezeu și spune, Avrame, am văzut că tu n-ai credință numai pe buze. Tu ai credință în inimă, tu trăiești prin credință. Să nu faci niciun rău, vezi că ai un berbec care e încurcat, întufiș acolo, ia și adu-l jertfă și dă drumul copilului. Uitați-vă ce spune în capitolul credinței în versetul 19. Căci se gândea că Dumnezeu poate să învie chiar și din morți și drept vorbind că a înviat din morți la... Care a fost credința lui Avram?
A spus așa, chiar dacă eu ridic pumnalul și împlinesc voia lui Dumnezeu și îl jertfesc pe Isaac, Dumnezeu, eu cred că mi-l dă din morți, mi-l învie. Asta e credința mea, că Dumnezeu mi-a făcut o promisiune și ce a promis El va împlini, că e Domnul minunilor, e Domnul care își împlinește cuvântul dat și noi spunem în seara asta glorie Lui. De-aia spune David, ți s-a mărit faima, Dumnezeule, prin împlinirea făgăduințelor tale. Mare este Domnul și vrednic de laudă. Dragilor, cum suntem noi? Pentru că Domnul Iisus în Luca 18:8 face o afirmație acolo și spune, pune întrebarea asta în partea a doua acelui verset. Vă spun că le va face dreptate în curând, dar când va veni Fiul omului, va găsi ce? Credință pe pământ, întrebare la care suntem chemați să medităm. Cel neprihănit va trăi prin credință. Doamne ajută-ne! Fiecare dintre noi, fără credință este cu neputință. Evrei 11:6, ca să fim plăcuți lui Dumnezeu, pentru că cine se apropie de El, de Dumnezeu, trebuie să creadă că El este. Și că poate să răsplătească pe cei ce-L caută. Poate, Domnul? El poate. El poate. Eu știu că Domnul poate. De aceea ne rugăm în această seară, Doamne, mărește-ne credința. Ajută-ne și pe noi să trăim prin credință. Am vizitat o familie foarte încercată și fratele și sora erau bolnavi, n-aveau pe nimeni lângă ei, niciun ajutor, nici pensie. Și se vedea, să zic așa, lipsa de afară din curte. Am intrat în casă, am stat de vorbă cu ei și am vorbit și am spus, cum totuși, cum vă descurcați, cum o mai duceți? Și mi-a zis sora respectivă, sora Maria, zice, frate Ionică, de 2 luni de zile n-am avut măcar o sticlă cu ulei în casă. Zice, trăim prin credință. Așa cum dă Dumnezeu, trăim prin credință și Domnul ne poartă de grijă. Am ajuns ca să trăim prin credință. Iată că sunt oameni care n-au o credință doar declarativă. Oameni care trăiesc prin credință și mă rog să ne ajute Dumnezeu și pe noi. Să trăim așa. Amin? Pentru că și pe Avram Dumnezeu l-a dus în cer. Pe baza asta, pe baza credinței adevărate. Amintiți-vă când rostește Domnul Iisus pilda aceea bogatului nemilostiv din Luca, din capitolul 16. Când vorbește de bogatul acela și de săracul Lazar care stătea la ușa lui, nu? Nu-și face milă bogatul, n-avea treabă cu el, dădea la câini și lui nimic. Câinii veneau și lingeau bubele. Și într-o bună zi, Lazar moare. Bineînțeles că la mormântarea lui nu s-a dus nimeni, nu s-au înghesuit oamenii. Însă Dumnezeu a trimis din cer pe îngerii lui, care spune Biblia, i-au luat sufletul și l-au dus unde? În sânul lui Avram. Moare și bogatul și ajunge în iad. Și îl vede pe Avram și îl vede pe Lazar. Și dacă pe pământ nu a avut timp să se roage, nu a avut timp, o trăit o viață așa de uzură, o viață de plăceri, pentru că în fiecare zi se îmbrăca bine, mânca bine, chefuia în fiecare zi. Iată-l că acolo se roagă și zice, Părinte Avrame, trimite-l pe Lazar, numai să-și ude degetul, că mă răcoresc aici, eu știu pe Lazar, a fost la ușă la mine, a fost la poarta mea, a fost lângă casa mea, îl cunoștea? Și Avrame îi spune, nu se poate. Adu-ți aminte că pe pământ, în viața pe care ai trăit-o, ți-ai luat lucrurile bune, zici tu. Lazar a fost chinuit, aici îl-ai mângâiat și apoi între noi și între voi este o prăpastie. Iată că Avram, datorită vieții de credințe pe care a trăit-o pe acest pământ, Dumnezeu l-a dus în cer. Mai spune aici capitolul credinței, Evrei 11, ceva foarte frumos, versetul 13 pe care îl citesc, ascultați, în credință, toți ăștia menționați, în credință au murit toți
aceștia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut și le-au urat de bine, de departe mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Rețineți exprimarea Bibliei? În credință au murit ei, n-a murit credința în ei. Când foarte mulți moare credința în vremea asta. Pavel le spune corintenilor, o biserică cu carenții, cu probleme, cu foarte multe lucruri slabe, le spune pe voi înșivă, corintenilor, cercați-vă sau puneți-vă la încercare dacă mai sunteți în credință. Doamne ajută-ne să n-avem doar o credință verbală, să ne ajute Dumnezeu să trăim prin credință. Amin? Să trăim prin credință și să murim în credință. Că pe oameni ăștia Dumnezeu îi duce în cer. Doamne ajută-ne! A treia categorie pe care vreau să o împărtășim, pe care Domnul îi iubește și la final îi duce în cer, sunt oamenii blânzi și smeriți. Ca Moise. Pentru că Moise a fost un om blând și smerit. Și Domnul Iisus spunea la un moment dat, veniți și învățați de la mine, nu? Pentru că eu sunt cum? Blând și smerit cu inima. Așa a fost Moise. Cel mai blând om. Întrebarea este, cum suntem noi? O vorbit frații lui la adresa lui, nu? O vorbit sora sa Maria și cu Aron. Dar cea mai vehementă era Maria. În fiecare adunare este câte o Marie de asta mai aprinsă așa. Și-o zis, Maria a luat rapid inițiativă. Și-o, dar ce, Domnule, numai prin el vorbește Domnul? Dar cine e ăsta, moi? Nu știm noi. Îl vorbise și de rău din pricina femeii etiopiene pe care a luat-o. Cine-i Moise? Ce are el așa de special? Și auziți, atât de blând a fost Moise încât nu a avut reacție. O intervenit Dumnezeu și pe Maria a lovit-o, a pedepsit-o cu lepră. Și o trebuie ca Moise să intervină, să medieze înainte lui Dumnezeu, să-L, Doamne, iartă-o. Gândiți-vă că nu degeaba de ce l-a ales Dumnezeu pe Moise și a insistat? O zis, tu te duci acolo, vreau ca să te duci acolo, prin tine vreau să lucrez, pe tine vreau să te folosesc, să mergi să-mi scoți poporul meu de acolo, din robie. Și Moise a spus, nu mă duc, Doamne, pentru că eu știu cu cine am de-a face. Eu cunosc materialul, cu alte cuvinte. De ce Dumnezeu a insistat așa de mult? Pentru că se baza pe ce? Pe blândețea lui Moise. Că de la Marea Roșie, când au ajuns, deja au început ăștia să comenteze, să cărtească. Și au spus, pentru cine ai scos pe noi de acolo din Egipt? Uite că în spate vine armata, în față e marea apă, cât vezi Marea Roșie, ne-ai scos ca să murim? Dă-ne apă, dă-ne mâncare, ne-am săturat de mana asta proastă. Ni s-o scârbi sufletul, spus ei, la un moment dat. Numai un om blând putea ca să medieze lucrurile și să fie acolo. Doamne, ajută-ne și pe noi să fim așa. Domnul Iisus spune, blândețea voastră să fie cunoscută de câți oameni? De toți. Cunosc oamenii cu care lucrăm că suntem blânzi sau că suntem spirit? Era începutul anului și o soră care s-a ocupat de copii cu mișul la dumneavoastră, i-a întrebat pe toți, a spus, ce ați vrea voi ca să-i motiveze pe copii anul ăsta să vă împlinească Domnul Iisus? Care e dorința? Și a zis, un băiat, a zis, eu vreau o bicicletă, nu știu de care. O fetiță a spus, eu vreau păpușa aia, maia care nu știu ce face, baie. Altul a spus alta. Și ajunge la unul mai timid un pic, la un băiețel și spune, dar tu ce ai vrea ca să-ți dea Domnul Iisus? Ce cadou ai vrea? Și a zis copilul, aș vrea ca tati să fie acasă blând așa cum e la învon la adunare. Că taicuse era blândă la adunare, era foarte blânduț, așa vorbea, de-abia vorbea. Frații dădeau microfonul la maxim, mai tare, frate. Și el vorbea așa, fraților, Domnul e bun. Numai că se pare că acasă schimba vitezele. Doamne ajută de să fim blânzi? Blânzi și smeriți? Am găsit scris în
În cartea Exodul, în capitolul 34, momentul în care Moise se duce pe muntele Domnului, pe Sinai, ca să aducă tablele cu legile, cu poruncele scrise de degetul lui Dumnezeu. Uitați-vă când se coboară Exodul 34, spune așa Scriptura aici, de la versetul 29, Moise s-a coborât de pe muntele Sinai cu cele două table ale mărturiei în mână. Când se cobora de pe munte, știa că pielea feței lui strălucea pentru că vorbise cu Domnul. Acum, spuneam dimineață, citeam din Psalmul 34, nu? Cu versetul 5. Când îți întorci privirile unde? Spre El. Te luminezi. Numai când îți întorci, dacă stai în prezența Domnului 40 de zile. Știți cum era fața Lui? Când oamenii se uitau la Moise și îl vede cum se coboară, fața Lui strălucea de oamenii se întorceau. Nu puteau să-L privească. Cam așa strălucea. Se întorceau oamenii că nu se puteau. Eu văd acolo o strălucire puternică, nu așa că fețele multora strălucesc. De exemplu, dacă faci o afacere și câștigi vreo 5.000 de euro, așa, nu? Ți-asă paciența. Nu e așa că ai o strălucire. Dar cât te strălucește fața? Până când îi cheltui banii. După aia s-a dus cu strălucirea. Ți-ai luat o mașină mai faină, așa, vii frumos, ești bucuros. Se vede o strălucire. Băi, zice, și-o schimba mașina și se vede. Bă, dar strălucește fața. Cât strălucești? Mai treci un timp, o bagi în service, s-a dus, nu știu ce mai grav la ea, 3.000 fără TVA de euro. S-a dus strălucirea. Bă, cine m-a pus-o eu? Mai bine nu o luam, că mașina asta m-a bătăi de cap, mi-a făcut. Ei, nu strălucirii de asta avea Moise, că nu se putea uita oamenii la fața lui. Și vede Moise că oamenii se întorc. Știți ce spune Scriptura aici? Vreau să citesc. Zice Biblia, când versetul 33, când a încetat să le vorbească și a pus o maramă pe față. Când intra Moise înaintea Domnului ca să-i vorbească, își scotea marama până ce ieșea. Iar când ieșea și spunea copiilor lui Israel ce îi se poruncise, adică când intra în prezența lui Dumnezeu, Moise, își scotea marama aia, o dădea jos. Dar când ieșea la frații lui, ca să poată să stea împreună cu frații lui, Moise apelează la această metodă. Ia o mahramă și o pune pe față, ca să stea între frații lui. Știți cum se cheamă asta? Smerenie. Nu zice Moise cum e vorba românului, zice, este proverbul ăla, zice, la soare te puteai uita, dar la fața lui, ba. Putea să zică Moise, băi, cine mai are față ca mine, așa, vedeți? Vedeți, dacă eu sunt pocăit, m-am dus, am stat cu Domnul, când oricine ajunge acolo 40 de zile, vedeți cum arăt eu, cine mai este ca mine? Că sunt unii care așa vin și caută să iasă în evidență. Cât fac eu, cât postesc eu, cât așa, cât ajut eu, cât mă duc, cât mă implic eu. Dragilor, indiferent ce facem, trebuie ca să facem totul cu smerenie. Doamne ajută-ne! Cu smerenie. Dumnezeu nu duce în cer oamenii mândri, că e scris în Biblie. Celor mândri le stă împotrivă Domnul. Dar celor smeriți ce le dă? Har! Și Domnul celor smeriți dă harul mântuirii. Aleluia! De ce l-a mântuit pe famenii etiopian? Pentru că a fost smerit. Îl trimite Domnul pe Filip, evanghelistul Filip, și spune, te duci pe drumul pustiu, care coboară de la Ierusalim la Gaza. Se duce Filip acolo și îi spune, vezi carul, trăsura? Văd, Doamne, ajunge carul. Aleargă, îmi imaginez așa, pe lângă trăsura lui, paralel, da, cu el, și îl vede pe ăsta care stătea sub umbrelă, la umbră, că era cald, acolo frumos, și citea în carte, în cartea profetului Isaia, pe care o luase de la Ierusalim. Și citea și citea și el intră în discuție și spune, Domnul,
Înțelegeți ce citiți în carte. Putea să spună așa, să-l privească cu dispreț, să spună, auzi, dar tu știi cu cine stai de vorbă? Păi eu sunt ministru de finanțe, mă. Eu sunt ministru împărătesei Candace a Etiopiei. Eu administrez finanțele unei țări. Tu cine ești, mă? Că tu alegi pe jos, alegi prin praf. Tu vezi că ești transpirat? Adică doar noi fi tu în stare ca să mă înveți pe mine. Dacă ar fi avut atitudinea asta arogantă, pleca acasă nemântuit. Dar omul ăsta s-a smerit și a spus, cum aș putea să înțeleg dacă nu m-ar călăuzi cineva, că celor smeriți Domnul îi dă har, aleluia, harul mântuirii, vină încoace. Nu înțeleg. Spuneam, autorul care a scris aici că era la capitolul 53, vorbește despre el sau despre altul, pentru că mă fascinează capitolul ăsta, pur și simplu. Mă cercetează de când citesc aici personajul ăsta. Cine-i? Și acolo se vorbea despre Domnul Iisus. Cine a crezut în ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? El a crescut ca o draslă slabă înaintea noastră. N-avea nici frumusețe, nici strălucire ca să ne atragă privirile. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, atât de disprețuit că se întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Am crezut că e lovit, că e pedepsit de Domnul pentru păcatele lui, dar Hristos n-a avut păcate. El a fost și a rămas Sfântul lui Dumnezeu. Glorie lui! I-a vorbit despre Domnul Iisus, despre viața lui, despre faptul că într-o bună zi s-a botezat la Iordan, totul i-a spus. I-a explicat mai multe amănunte. Pentru că la un moment dat el vede o apă și întinde mâna și spune, uite apa, ce mă împiedică să fiu botezat? Dacă crezi din toată inima ta, nu de pe buze, se poate. O opri trăsura, l-o botezat și apoi spune acolo textul din Fapte 8, că și-o continua drumul spre casă, spre țară, spre Etiopia, plin de bucuria mântuirii. Doamne, lasă bucuria mântuirii în adunare! Lasă bucuria mântuirii peste casele noastre. Lasă bucuria mântuirii peste viețile noastre. Dar pentru asta smerenie. Doamne ajută-ne. Dumnezeu va duce în cer numai oamenii smeriți. Smeriți-vă, spune Iacov, sub mâna tare lui Dumnezeu. Pentru că la vremea potrivită, El să vă înalțe. Până unde? Până la cer. Amin? Până la cer, până acolo. Pe cei smeriți îi duce acolo. Nu a intrat Moise în țara promisă, pentru că a avut un moment de îndoială, când a zis, putea va răzvrătiților să dea Domnul apă din stâncă? Și a zis, Domnul, pentru momentul ăla, nu intri, numai uită-te. Uită-te, scrutează cu privirea, pentru că te duc acasă. Te duc acasă. Te mormântez, eu îți fac mormântarea gratis, nu te costă nimic, că Dumnezeu face mormântări gratis. Slăviți să fie Domnul. Nu costă nimic, zice. Nici până azi evreii nu știu locul unde a fost înmormântat Moise. De ce? Ca să nu facă din mormântul lui Moise un fel de Mecca, varianta musulmană, un centru de închinare păgân idolatru sau un fel de Arsenie Boca, varianta ortodoxă. Ca să n-ajungă acolo. Lăudat să fie Dumnezeu. Însă Domnul a dus pe Moise acasă, l-a dus în cer. Că Domnul pe cei blânzi și smeriți îi duce în cer. Că iubește. Amintiți-vă când se schimbă la față Mântuitorul și ia martor trei ucenici, pe Petru, pe Ioan și pe Iacov. Urcă pe Tabor. Cine o coboară din cer? Moise, da? Ajungem și la Ilie. Imediat, următoarea categorie. Moise și Ilie. Acolo s-au schimbat hainele Domnului Iisus, fața Domnului Iisus plină de strălucire. Și acolo s-a prezentat Dumnezeu, au auzit vocea Tatălui care a confirmat și a spus, acesta este Fiul meu preiubit, în care îmi găsesc plăcerea. Și de El să ascultați, să ne ajute Domnul. Așa că, dragi frați și surori, să ne ajute Dumnezeu să fim blânzi. Amin? Blândețea noastră să fie cunoscută de toți, și la alegeri, și la ședință de comitet, și acasă între copii, cu nevasta, cu părinții, blândețea noastră să fie cunoscută de toți oamenii și să trăim o viață smerită.
Aleluia! Prietenii care sunt cu noi, smeriți-vă și întoarceți-vă la Domnul. Încheiați un legământ cu Domnul ca și famenul în apa botezului. Domnul să vă ajute. A patra categorie, spuneam, o să-l folosim pe Ilie ca și exemplu, și-am intitulat aici, pe care Domnul iubește și îi duce în cer, sunt oameni care lucrează neobosiți pentru Domnul până la final. Pe ăștia Domnul îi duce în cer. Pe Ilie l-a dus în cer. Vedem în cartea Doi Împărați, există aici, în Doi Împărați, capitolul 2, relatarea aceasta de unde deducem că Domnul îl răpește pe Ilie la cer. Știa și Ilie, știa și Elisei, știau și fiii prorocilor, pentru că toți erau călăuziți de același Duh, de Duhul Sfânt, de Duhul lui Dumnezeu. Ceea ce e interesant, e că Ilie a lucrat pentru Domnul neobosit, inclusiv în ultima zi. Și asta apreciază Domnul. Uitați-vă ce spune Scriptura aici, citesc 2 Împărați, capitolul 2, ca să înțelegem contextul. Când a voit Domnul să ridice pe Ilie la cer într-un vârtej de vânt, Ilie pleca din Gilgal cu Elisei. Și versetul 2, Ilie a zis lui Elisei, rămâi aici, te rog, căci Domnul mă trimite până unde? La Betel. Cu alte cuvinte, am de lucru. Dar dacă e ziua răpirii, dacă știi că Domnul te răpește, mai lucrezi în ziua aia? N-ai lucrat destul? Dacă știi că pleci undeva, pleci, nu? În călătorie cu avionul, te duci de seară de la Timișoara, zbori în Germania, în Anglia, în Belgia, te mai duci la lucru? Care se mai duce la lucru? Bă, mă pregătesc, gata, azi plec. Am lucrat până acum. Ceea ce este în evidență, pentru că asta caracterizează toată viața lui Ilie. A lucrat, l-a slujit pe Dumnezeu, a alergat neobosit și în ultima zi, până când Domnul l-a ridicat sus. Se duce la Betel, când ajunge la Betel acolo, îi zice lui Elisei, rămâi aici, că Domnul de acum mă trimite la Ierihon. Elisei spune, nu, vin cu tine. Rămâi la Ierihon, că Domnul mă duce la Iordan. Nu, vin cu tine până la capăt. Știți cum a mers? Pe jos. Noi am ajuns la ora actuală să avem toate condițiile astea. La fiecare casă sunt două mașini, cel puțin. Când e vorba ca să lucrăm pentru Domnul, să ne ducem undeva, să facem ceva, dăm înapoi. Dragilor, știți că au fost frați care în urmă cu 50-70 de ani auzeam pe la Bihor un frate, nu l-am cunoscut eu, că a trecut la Domnul, mergea ca să dea cina într-o biserică peste deal. Am văzut dealul, mi-l arăta frații și a spus așa, să pornea de la ora 5 dimineața să ajungă până la 9. Să meargă să dea cina Domnului, dădea cina Domnului, se bucura cu frații, stătea la masă și iar vinea după aceea, trecea dealul înapoi. Și asta au făcut mulți ani de zile. Oameni care au lucrat pentru Domn, au slujit din greu, s-au pus la dispoziția lui Dumnezeu, au făcut ceva. Ce facem noi? Nu vi se pare că am devenit prea comoz? Uneori nu venim până la adunare. Venim așa când vrem, când avem chef. M-am dus în Anglia și n-am văzut pe cineva care îi cunoșteam și am spus, băi, am fost la voi și joi, am fost și vineri, sau, mă rog, nu te-am văzut, ce crezi că eu am timp de adunare? Eu am lucrul meu. Eu am venit aici pentru ale mele, nu pentru adunare. Și uite, așa trece viața pe lângă noi. Întrebarea este, ce facem pentru Domnul? Știți cu ce rămânem când plecăm de aici, de pe pământ? Numai cu ce am lucrat pentru Domnul. Am văzut pe cineva, am stat de vorbă cu cineva până în 50 de ani, 47-48, bolnav de cancer în stadiu terminal. Mai avea puțin de 3-4 luni de zile, i-a spus medici și pleci. Așa plângea, așa urla, nu plângea.
pur și simplu te îngrozeau strigătele lui și am spus, mă, dar totuși de ce? Mă, asta e voia Domnului, trebuie să o acceptăm. Și a spus, frate, știi de ce? Pentru că mi-e frică nu din moarte, că toți murim într-o zi. N-am făcut nimic pentru Domnul. Am lucrat numai așa, să fac aceea, să fac aceea, să termin acolo, să mai iau un teren, să mai iau un apartament, să cutare. Și am zis, mai la pensii, mai încolo, mai la bătrâneți. Prima oară lucrez pentru mine și mai târziu pentru Domnul. Și a zis, n-am făcut nimic, absolut nimic. Parcă m-am trezit așa din somn. Așa alergăm și ne ducem și n-avem timp totdeauna. N-avem timp să ne îngrăbiți, să facem, să dregem pentru noi, după aia pentru copii. Când e vorba pentru lucrarea Domnului, n-avem timp. Dumnezeu numără pașii pe care îi facem pentru lucrarea Lui. Doamne ajută-ne! Atât rămâne. Restul rămâne aici. Vine Pavel și îi spune lui Timotei că și noi n-am adus nimic în lume. Și când plecăm de aici, nu luăm nimic. Ce-o dus Ilie cu el? Dacă vă uitați aici în text, când l-a răpit Domnul, știți, și avea o manta, nici pe aia nu l-a luat-o. Jos o lăsat-o. Poți să iei cu tine un sicriu mai bun. Băi, e sicriu scump, bă, de nu știu ce, de nuc. Poți să iei un costum mai bun, o pereche de pantofi, dar atât. Astea rămân acolo. Însă ceea ce rămâne, rămâne ce am făcut. De asta vreau să fac ceva pentru Domnul, vreau să alerg pentru Domnul, pentru că știu că Dumnezeu contorizează tot. Tot. Niciun pahar de apă pe care îl dăm în numele Domnului nu rămâne nerăsplătit. Sora de la noi avea o pensie de CAP, cum era în vremea aia, când auzea că cineva, nu știu, pleacă la operație la Cluj, punea în plic din pensia ei o sumă de bani, 100 de lei, 150, 200, după posibilități. Se ducea la ușă, bătea și spunea, mă zic, te duci la Cluj, ia suma asta de bani, nu sunt mulți, dar te ajută, îți prinde bine. Era vremea aia, cum spuneam, dimineață, cu ieri mai grele, când la urechea ei se zvonea, se auzea că există o familie și putea să fie de ortodoxi oameni din lume. Zice, auzi, eu am orțit apa, eu înghețat apa pe hol, n-are cu ce face focul. Plătea o căruță de lemn, ne spune, ia du-te, ia căruța asta, bani ăștia, pune o căruță și du-o la cutare, dar să nu spui de la cine. Strezea omul cu lemnele în curte. După moartea ei, după ce a trecut la Domnul, s-a auzit o grămadă de lucruri. Țin minte că atunci când Domnul a chemat-o acasă, am fost în zonă, am participat la mormântare, am scos-o afară dintr-o căsuță, la noi se spune de chirpici, adică lut cu paie, pământ cu paie. Trebuia un pic să te aplece așa. Când am scos-o afară, ne-am uitat la ea, avea așa tendință de a zâmbi, zâmbet. Atunci am văzut morți care zâmbea. Nu e interesantul ce a lăsat în urmă casa, pentru că toată viața a cântat casa noastră Iisus. Lăudat să fie Domnul. Lăudat să fie Domnul. Ce faci pentru Domnul? Cât lucrezi pentru Domnul? Că Dumnezeu contabilizează. Câți pași, câți kilometri faci, cât alergi? Ilie a lucrat până, putea să spun, am lucrat o viață, e ultima zi, mă odihnesc și eu. Știți că nu o să ne odihnim? Dincolo. Ferici de morții care mor în Domnul, ei se vor odihni de ostenelile lor, pentru că îi urmează ceva. Ce urmează? Faptele. Faptele urmează. Anul trecut, în luna august, am făcut 11.000 de kilometri numai pe România. Toți în misiune. Într-o lună. M-am uitat la mașină, am pus să văd cât fac. În luna august, când e cel mai aglomerat, toți românii aproape vin acasă, trafic, autobenzi la noi acolo în zonă nu prea avem, 11.000 de kilometri. 11.000 de kilometri. M-a întrebat cineva, a spus, mă, dar să merită să te duci de la Suceava până la Craiova, la Filiaș,
Să faci vreo 11 ori, că te duci pe centura Bucureștiului, uneori stai câte o oră jumate, două ori în trafic, bară la bară, acolo când e cald, 40 ceva de grade, să merită să te duci pentru o predică de 50 de minute, de un ceas? Să merită. Că dacă acolo sunt 20-30 de oameni nemântuiți care ascultă Evanghelia, să merită. Și dacă un suflet se întoarce la Domnul, să merită și mai mult. Pentru că un suflet e mai valoros decât toată lumea asta. Amin. Domnul Iisus spunea, ce ar folosi unui om să câștige ce? Cât? Toată lumea asta. Dacă își pierde sufletul. Ce ar putea să dea un om în schimb pentru sufletul lui? Nimic! Pentru că sufletul rămâne pentru veșnicie. Are valoare eternă. De aceea Dumnezeu să ne binecuvinteze. Să avem grijă de sufletele noastre. Amin? Să ne mântuim sufletele. Doamne ajută-ne! Dumnezeu îi duce pe oameni ăștia în cer, iubește, tare mult îi iubește, oameni care lucrează pentru împărăția Domnului, pentru Domnul neobosiți, până când închid ochii, până la final. Ajută-ne, Doamne, să fim așa. A cincea categorie de oameni pe care vreau să o amintesc, mai avem două și terminăm, pe care am găsit-o în Scriptură, sunt oameni preocupați ca să fie plini de Duhul Sfânt. Ăsta e Ștefan. Dacă se poate afișa, Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 7, versetul 55. Spune așa Scriptura. Dar Ștefan plin de ce? De Duhul Sfânt. Și a pironit ochii spre cer. A văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu și următorul verset, că e în legătură 56, și a zis, iată, văd cerurile deschise și pe Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Aleluia! Domnul a deschis cerul pentru Ștefan. În fața cui se deschide cerul, deducem de aici, a oamenilor care în momentul plecării Domnul vede că sunt plini de Duhul Sfânt. Cum suntem noi la capitolul ăsta? Mai suntem plini de Duhul Sfânt sau plini de altceva? Că putem ca să fim în adunare, să fim pentecostali, dar să nu fim plini de Duhul Sfânt. Poți să fii proroc și să fii plin de ce nu trebuie. Poți să fii predicator să nu fii plin de ce trebuie, să fii plin de ce nu trebuie. Amintiți-vă de Iona. Și el era plin, dar numai de Duhul Sfânt. Domnul a văzut că e plin de ceva și a zis, Iona, bine faci tu de te mânii. Era și el plin, dar nu de Duhul Sfânt. Era plin de mânie. Și a zis Iona, bine fac, Doamne, bine fac că-s plin de mânie și mă mânii până la moarte, până mor plin de mânie. Sunt unii așa care sunt plini de mânie. Orice îi faci, plini de mânie, vini și mai mânios pleacă acasă. Nimica nu-i bun, nimic nu merge, nimica nu... El e plin de-a lui. Plin. De ce ești plin? Eu când mă duc, întotdeauna să atent la mașină, verific uleiul. Să fie plin uleiul. Plină nivelul la mașină. Că dacă nu-i plin, e problemă. Motorul se poate gripa. Ei, așa este credinciosul. Pentru că, din păcate, în vremea asta, o grămadă sunt plin de ce nu trebuie și mai puțin de Duhul Sfânt. Trăiesc în amintiri. Când eram eu tânăr, când eram eu, Duhul Sfânt lucra, Duhul Sfânt făcea, era așa, era așa. Cum suntem acum? Dumnezeu îl întreabă și pe Ilie când se refugiază Ilie, nu? Fuge de Izabela. Pentru că a devenit și el plin de frică. Spune acolo Scriptura, a fugit că Izabela a zis să mă pedepsească zeii cu toată asprime dacă nu voi face cu viața lui ce a făcut el cu viața prorocilor, adică l-omoră. Și din omul ăla plin de putere, plin de
pasiune pentru Domnul, plin de zel, devine un plin de frică. De o femeie. O tem de o femeie. Și se duce, ajunge într-o peșteră acolo și Domnul îi vorbește și îi pune întrebarea asta. Ce faci tu aici, Ilie? Și el ce făcea? 3 ani trecut. Doamne, am fost plin de râvnă pentru tine. Foarte bine că ai fost, dar cum ești azi? Am fost plin de Duhul Sfânt, am fost plin de pasiune, am fost plin. Domnul e interesat cum suntem astăzi. Doamne, ajută-ne! Că dacă, de exemplu, umpli la mașină rezervorul, nu? Eu fac plinul la mașină. Uneori mă duc prin țară, este câte un frate care are tiruri sau autobuz, mai am prieteni așa, și zice, băi, Ionică, trage la tanc acolo, care are tanc pus acolo, zice, du-și fă plinul la mașină. Și bucuria mea când mă prinde cu rezervorul gol, așa mă bucur, pun acolo plinul, uneori mai trag de barlele de sus, așa, să se așeze bine, și când iese motorina afară din rezervor, treaba e bună. Adică e plin. Cam Psalmul 23, paharul meu e plin de dă, dar nu mă țin toată viața. Mă țin vreo 800 de kilometri, 850 de kilometri, și am acolo, mi-apare, zice, sunteți cu rezervorul gol. Vreți o adresă la PECO? Și dacă apască, da, mă duce la PECO. Inteligentă mașină. Vrea din nou umplută, făcut plinul. Ei, în bătălia asta spirituală avem nevoie de reumplere și de reumplere, dragilor. De-aia e necesară stăruința. Amin? Sunt biserici care nu au făcut stăruință de ani de zile. Trebuie mai din amintiri. De-aia atâtea eșecuri și înfrângeri. Pentru că am devenit plini de altceva și nu de Duhul Sfânt. Și Dumnezeu ne cheamă să fim plini, să avem un de lemn, că numai fecioarele alea cu candelele pline au putut să intre. Celelalte nechipzuite, când au văzut că li se sting, au zis, dați-ne din uleiul vostru. Nu vă dăm, nu că suntem zgârcite, dar dacă vă dăm un foc, nu ne ajunge nici nouă și vine mirele. Duceți-vă la cei ce vând un de lemn. Și pe când s-au dus, au venit mirele și s-au închis ușa. Vine Domnul Iisus Hristos. Aleluia! Ești plin de Duhul Sfânt? Verifică-te în seara asta. Dar Ștefan, plin de Duhul Sfânt. S-a uitat în sus, nu la pietre, că venea ploaia de pietre către el să vadă de unde vine piatra cea mai mare. Nu l-a interesat asta, pentru că nu se temea de moarte. Și-o striga tare, văd cerurile deschise, îl văd pe Iisus, Domnul care stă în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, mă așteaptă cerul, mă duc acasă la Domnul. Aleluia! Voi rămâneți cu pietrele voastre. Să ne ajute Dumnezeu să nu umblăm goi, să umblăm plini. Amin? Plin de Duhul Sfânt. Așa să ne ajute Dumnezeu. Plin de Duhul Sfânt. Și apoi, încă o categorie de oameni, cei de-a șasea și închem, ne rugăm, pe care am găsit-o în Scriptură, Domnul va răpi, va aduce la cer pe oamenii care se luptă să nu iubească nimic altceva mai mult decât venirea Domnului Iisus. Și ăsta e Apostolul Pavel. Domnul a răpit pe Pavel și a arătat patria de sus. El vine și spune cu smerenie acolo, cunosc un om care în urmă cu 14 ani a fost răpit până unde? Până la al treilea cer. Ce aprecia Dumnezeu la omul ăsta? Pentru că omul ăsta toată viața lui s-a luptat, lupta cea bună. Doamne, ajută-ne și pe noi. Amin. Și la final se vede siguranța, se vede siguranța asta în viața lui. Când vine și spune, eu știu unde mă duc, eu știu la cine mă duc, eu știu pentru ce mă duc. Nu se vede așa îndoială să spun, eu știu ce-o fi. Domnul știe. Nu, nu, trebuie să știi și tu. Eu știu unde mă duc, eu mă duc acasă la Domnul. Eu știu pentru ce mă duc. Mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da Domnul, judecătorul cel drept. Și nu numai mie, dar cui? Tuturor
celor ce vor face un lucru. Ce? Vor iubi venirea? Cât o iubim? Ce iubim? Că ar trebui să vuiască adunarea, nu? Să vuiască adunarea. Vino, Doamne Iisuse! Dar nu prea strigăm asta. Era într-o adunare un frate mai amărât, așa avea o familie numeroasă, mai mulți copii și vreo 12 copii. Și se ruga, cum vă spuneam dimineață, de sora de la noi, care pornea focul de la ea, când striga Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov și Dumnezeul meu. Așa pornea focul de la el. Mai ales când erau cântări de venirea Domnului, vino Doamne Iisuse, aleluia, și când striga el, pornea focul și adunarea toată cu mâinile pe sus. Spus, frații, bă, trebuie să facem ceva. Trebuie să facem ceva. Nu putem să-l lăsăm așa. Pune mână de la mână, mă-i scris, mă da telefon în diaspora, pe la copii, facem o colectie, facem o căsuță. Făcut o căsuță cu mansardă, așa, meseria, și-o ridicat-o frumos, câteva camere sus, să aibă condiții, și-o mai rămas ceva bănuț în cont, s-o trimis. Păi dacă o rămas, hai să luăm și o mașinuță. Nu a avut bani de Mercedes sau de BMW, i-a luat un Logan. 1.5 diesel, motor mic, consum mic. Ăsta nu mai venea pe la adunare. Răruț, așa. Dacă venea duminica seara, dimineața pe la piață, mai mânca un mititel cu muștar acolo, mai e o plimbare, mai... Când venea la adunare, stins. Nu tu vino, Doamne Iisuse, nu tu, aleluia. Mut! În frate, eu spus, băi, frate, ni dor de fratele ăla. Că de la tine pornea focul și ne cuprindea și pe noi. Ce s-a întâmplat? Și, băi, fraților, o să fiu sincer că Domnul mă vede, mă știe. Când eram lipit pământului, amărât, așa îmi doream să vină Iisus să se termine odată, să ne ducă în cer, să scăp de tăte. Deci acum când o duc mai fain, am o căsuță bună, centrală, tot la buton, o mașinuță, te duci în stânga, dreapta, să faci treaba, n-aș mai vrea așa să vină Domnul Iisus, cât am fost de amărât, măcar atâta să meargă bine. Deci. Știți că așa suntem? Știți că așa suntem? Am ajuns să iubim alte lucruri. Și mai puțin pe Domnul și venirea Lui. Dar vreau să vă spun ceva. Cel ce vine, va veni. Știți cum va veni Domnul? Că El spune, nu eu. Fiul omului va veni ca un hoț. Cum vine hoțul? Să nu fie prins. Fiul omului va veni în ceasul în care nici nu vă gândiți. Dar la ce ne gândim noi? La anul viitor, la vară, august 2025, la nu știu ce. Și Domnul poate să vină la noapte. Suntem gata? Doamne, ajută-ne! Să ne găsească Domnul pregătiți. Să facem parte din categoriile astea. Când vine Iisus, să ne ia și să ne ducă în cer. Și nu doar pe noi, să ducă și pe copiii noștri. Să ducă și pe cei dragi ai noștri. Dacă mai sunt fii risipitori, să-i cerceteze Duhul Sfânt și pe ei, că Duhul Sfânt are putere. Amin? Să ne rugăm, să stăm cu mâinile ridicate, să stăruim pentru ei, Duhul Sfânt să-i cerceteze, să-i dovedească, să-i convingă, să nu rămână nimic, să nu se piardă nimica. Nici o unghie să nu rămână. Vrem cu toții să ajungem în Canaanul Ceresc, să ajungem în Paradis. Vă invit să vă ridicați în picioare și haideți să facem această rugăciune. Ne rugăm cu toată adunarea, mulțumim Domnului și Dumnezeu să ne ajute să trăim așa și să fim gata, să avem parte cu El și să ne bucurăm pentru vecii vecilor cu Domnul și cu Sfinții Lui. Amin.